Cuvioasa Paraschiva sau Vinerea Mare Sub numele de Vinerea Mare sau Vinerea celor 12 vineri se înțelege de către poporul român de pretutindeni sărbătoarea Cuvioasei Paraschiva, prăznuită de biserică în ziua de 14 octombrie și care prin Bucovina se mai numește și Nicuvioasa. Moaștele acestei sfinte se află în Biserica Trierar din Iași, de unde se scot în procesiune la această zi de mare sărbătoare. Și când din toată Moldova aproape, din Basarabia și Bucovina, se adună lângă Sfânta Araclă o mare de credincioși. Astfel înțelegem de ce prin unele părți din Bucovina, sărbătoarea aceasta după numele Sfintelor Moaște se mai numește și Sfânta Vineri din Iași. Românii basarabeni povestesc prin împrejurimile a Germanului, legenda unui zvor numit al Sfintei Parascheva în următorul cuprins. Mai de mult, pe când pe aici mișunau hoardele tătărești, o bandă de tătari au pus mâna pe o fată de o frumusețe mare, care se numea Parascheva. Prizonieri au fost vândut în haremul unui pașe din Acherman. Pașa, cum o văzut acea fată, o căzu fermecat de atâta frumusețe și o voit să o înduplici cu fel de fel de daruri scumpi ca să fie din nevastă. Dar tot a fost în zadar. Fata nu a voit să se facă cadână. Atunci, pașa o turbat de mânie și într-o noapte o voit să o ia cu sila. Însă fata au izbutit să fugă din harem. Soldații trimiși ca să o prindă au găsit-o pe malul limanului, și când era să pui mâna pe dânsa, ea s-o prefăcut într-un izvor. Prin județul mușcel, poporul știe că sfânta aceasta a fost o fată săracă, fără părinți care își dădea și bucățica de la gură săracilor. De aia s-o făcut sfântă. Asemeni și haini, ce brumule avea, le împărța cu săracii. Prin unele părți se crede că sfânta Paraschiva a fost chinuite de păgâni într-o vineri și de aceea în orice zi ar cădea această sărbătoare, poporul o numește Vinerea Mare și o socotește ca una din cele mai mari sărbători. Și prin județul Tecuci găsim credința că Sfânta Parascheva a fost chinuită de către păgâni și anume au fost fiartă în smoală și în ca să se lepide de credința creștină. Această socotință populară credem că pornește din faptul că Sfânta Parascheva se numește Vinerea Mare, iar despre o sfântă vineri se rostesc colindii cu adevărat, că pentru credințele sale cele creștinii păgânii au chinuit-o. O variantă a unui astfel de colind sună precum urmează. Suspi slava cerului, la poalele raiului, la scaunul domnului, la scaun de judecată unde vine lumea toată, genuncheata sfânta vineri, genunchea și, și plângea. Știi, Doamne, că m-ai trimis, pământul să-ți-l botez. Toți s-au dat botezului, numai una nu s-a dat. Cetatea Iordanului nu s-a dat botezului, nici creștinătăților. Dar pe mine prinsu-mau, prinsu-mau, legatul au, cu cuțit tăiatu au, în cazan băgatul au, și trei zile fiertumau, nu numai în ceară și rășină, apoi strecuratul au, și în gard aruncatu și-am făcut cum am putut și la tine că am venit, să-mi dai sfinți de ajutor, pe irod ca să-l omor. În această zi nu se lucrează, fiind primej de boale, cu niciun chip nu se coasă, fiind rău de trăsnet, de grindină și boli de ochi. Prin unii părți din județul Neamț, în această zi, ca și în celelalte 12 vineri de peste an, cineva coasă sau va să crede că va face nigei la mână. Unii gospodari postesc această sărbătoare nemâncând fruct, chiar dacă ar cădea într-o zi de dulci. Alții o postesc cu desăvârșire sau nu beau din roș, nu mănâncă nuși, castraveți și alte poame care au cruși. Prin unele părți, în locul Sfântul Dumitru, se socotește vinerea mare caz de soroc când își încheie slujba păzătorii de viti și oi, precum și pândarii. Tot acum se încheie în voielile din chirierea limașurilor, pentru oi mai ales, când deci încep a pleca ciobanii cu oile la vale spre alte locuri necuprinse încă de iarna aspră a montelui. Oile strămutatei nu se mai pot ține departe de berbeci și deci în ziua de Sfânta Paraschiva sau Vinerea Mare se slobod oile la berbeci pentru prăsâri, crezându-se că aceasta se face pentru ca miei să fie frumoși și pestriți și ca să fie născuți înainte de Paști cu două săptămâni. Prin județul Suceava, ciobanii se feresc în această zi ca să ciopărțească ceva, căci se tem să nu le iasă miei tărcați, ceea ce le-ar micșora prețul. Plecând păzătorii de țarine, acestea, precum și livezele și izlazurile, rămân slobodi pentru păscătoarea vitelor. Vinerea mare fiind într-o vreme când munca în câmp se sfârșește, când fiicii gospodară își cunoaște sporul agonisei lui de pistean și când frigul începe a-și arăta colții, e firesc deci ca pretutindeni oamenii să înceapă să pregăti pentru iarnă, cumpărându-și de pe la târguri sau iarmaroaci tot ce le lipsește în privința îmbrăcămintei. Acum de vinerea mare își cumpără și soarele cojoc. Alții zic că își cumpără și Sfântul Dumitru.